Iar polițiștii au constatat mai multe infracțiuni pe drumurile publice, astfel acționând pentru siguranța participanților la traficul rutier, au depistat pe drumul județean 546 un bărbat de 24 de ani din Brebeni, care conducea un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul alcool test, conducătorul auto a prezentat o concentrație de 0,95 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Tot ieri pe raza comunei Iancu Jianu, un biciclist în vârstă de 34 de ani din localitate, în timp ce se deplasa din direcția Iancu Jianu către Balș, a accidentat ușor o femeie de 54 de ani care, în calitate de pieton, s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis și fără să se fie asigurat. După producerea evenimentului, biciclistul a părăsit locul accidentului fără încuvințarea poliției. Pietonul a fost transportat la o unitate spitalicească fără a rămâne internat. Polițiștii au testat biciclistul cu aparatul alcool test, rezultând o concentrație de 0,26 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În acest caz, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuvințarea organelor de poliție.